și alte investiții importante pentru stațiune, era exact cum ne-am propus. Va fi luat mobilier stradal, va fi și iluminatul public realizat și în funcție de banii care vor rămâne, vom începe să amenajăm și parcarea din fața stațiunii, parcarea mare, după care vom trece la înfrumusețarea tot ce înseamnă pădure, exact cum este în Parcul Monument, astfel încât să facem o curățenie totală în această acțiune. După care avem în vedere proiect pentru toată piațeta din fața mănăstirii din Lacul Sărat, astfel încât să înfrumusețăm tot parcul acolo și să dăm o altă față imaginii stațiunii Lacul Sărat, așa cum este normal, corect și așa cum ne-am asumat. Referitor la plaje, vor fi făcute anumite investiții? Plaja este privată, nu este în subordinea acestei asociații. Ține de Apele Române. Apele Române a concesionat acea plajă pe anumite segmente și cei care au plaja în administrare trebuie să facă investiții acolo cu acordul Apelor Române. Cu plăcere.